Bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de The Sims 4. De această dată un episod mai special, însă înainte de a începe vreau să vă urez și eu un Crăciun fericit alături de cei dragi și sper că ați primit cadourile pe care vi le-ați dorit. Iar noi în următoarele minute o să vedem exact ce înseamnă acest mod Pre-Teen. Este un mod practic care ne ajută pe noi oarecum să trecem Sim-ul într-o fază incipientă oarecum pentru varianta de teen a Sims-ului, care oarecum seamănă cu young adultul, adică nu prea ai foarte multe chestii, însă aici sunt niște chestii foarte drăguțe și bineînțeles asta este o chestie basic momentan, dar creatorul care a făcut acest mod a spus că va dori să evolueze foarte mult acest mod și anume să ai pubertate, spre exemplu, să ai chestii de romance, pentru că în momentul de față nu a vrut să integreze lucrurile acestea, dar o să vedem și noi exact cum funcționează, pentru că eu din ce m-am uitat pe clipuri este o diferență enormă și schimbă foarte mult jocul. Bineînțeles, înainte de a începe, haideți să vedem și noi cel mai drăguț comentariu pentru acest episod, care vine de la Dead Anna și spune: interesant, ar merge o serie cu asta, aștept următorul episod. Și aici face referire la seria cu Survival și sper să vă fi uitat și voi la episodul de ieri, pentru că na, e foarte important ce se întâmplă acolo. Și totodată nu uitați să lăsați un like, aștept comentariile voastre dacă ați luat acest mod. O să vă las și modul în descriere pentru cei care vreți să-l downloadați. Funcționează și pe cel original și pe cel crăcuit. Intră acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate. The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi. Nu uita să folosești codul LIFEOFSIMS la orice comandă și primești garantat 3% reducere din prețul inițial. Toate informațiile le găsești în descriere. Iar noi, pentru început, va trebui să facem un tortellinius, pentru că aici în casă nu avem un tort. Și trebuie să dăm frumos aici și să mergem la chocolate cake. Aulă, ăsta e vampir? Ia uite bă că ăsta era vampir, doamne! Hai odată, pleacă de aici, du-te și fă tortul ăla. Și așa arată acum în momentul de față un child. Teen-ul, din câte știți, arată oarecum ca young adultul, să zic, oarecum. Și o să vedeți o diferență și matching-urile sunt foarte bune pentru Pre-Teen, ca să vedeți așa o diferență. Chiar sunt curios dacă l-ați luat și voi sau cum vi se pare acest mod. Mie mi se pare destul de tare, adică e șmecherău de tot, schimbă foarte mult jocul. O să fie interesant la 100 Baby Challenge cum vom face cu chestia asta, pentru că acolo n-avem voie să folosim acest mod. Dar hai să-i dăm la asta mai repede cu speed up, să vedem și noi odată ce se întâmplă aici. A băgat frumos la cuptorel și hai odată, dă-i mai repede. Bun, cum pune și tu aici birthday candles și o să-l aducem pe tacul ăsta mic. Ia vine mai băiețașincoa, unde te-ai pus? Ia, așa, așa. Și o să-i dăm blood candles. Ia să vedem, dă-te bă la o parte că nu văd nimica. Ok, și suflăm, suflăm și ia să vedem. Hai să vedem. Ia, mai suflu o dată, ce naiba. A fost eroare data trecută. Ok, și bun. Pre-teen years, welcome, așa cum naiba îl cheamă pe ăsta. For the next couple of years, you are going to be experience some changes. Ok, și asta este chestia de așa care îți dă oarecum că ai modul instalat. Și acum o să dăm pe ok. Tararara. Mamă, deja văd acolo ceva. Ui, foarte interesant. Și o să-i dăm ceva, uite, romantic. Poate să fie, dar oricum nu este integrat momentan. Hide maintenance. Ok. Și aici o să-i dăm ceva knowledge, oarecum, sau nu. Hai să dăm popularity și o să-i dăm o chestie așa, leader. Ia să vedem cum arată. Deja se vede o diferență mare. Mamă, ce șmecher, iau-te cu telefonul. Deci uitați ce diferență e. Și arată foarte bine, adică se vede clar că este așa schimbat. Adică foarte șmecher arată și mai ales că și hainele sunt meci, uite, foarte bine. Bine, o să, când o să avem și noi în familie noastră, cu siguranță o să le punem niște haine drăguțe. Adică, vedeți, e mult mai scund așa oarecum. Bine, ne apare chestia asta aici, am înțeles că se va rezolva, dar na, nu ne deranjează absolut deloc. Iar teen-ul nostru are o chestie foarte interesantă, middle school. Cool. Și anume, dacă mergem aici, vedem că avem o nouă carte. Ia uite așa, drăguț, știți că înainte aveam decât acestea două, acum oare și pe aceasta de middle school, care e foarte șmecheră. Bine, vor băga mai multe chestii, am înțeles, speciale pentru middle school, dar o să vedem și noi pe parcurs. Ceea ce e foarte tare că ai acum trei teme de făcut, adică oarecum îți diferențiază. Ar fi fost destul de nasol dacă ți-ar fi lăsat asta și cu asta, nu s-ar fi diferențiat. Însă, avem câteva particularități și anume, dacă mergem frumos aici, trebuie să văd eu exact
exact cum funcționează. Aici, dacă vreau să-i scoți remove-ul ăsta, o să fie direct in. Dar noi, bineînțeles că de asta am luat acest mod. Avem acest body spray care se folosește atunci când, după ce își face baie simul, dacă nu îi dai cu acea loțiune, nu prea va avea pielea uscată oarecum. Și dându-i cu această cremă, oarecum simul se va simți mult mai bine. Și ia să vedeți cum arată așa. Ia uite, și are și chestii și vocea, uitați. Ia dacă ăsta, ideea e că tocmai simul poate nu are neapărat nevoie de acest spray, pentru că momentan el nu avea nevoie, adică nu și-a făcut baie sau ceva. Bineînțeles că l-a luat amețeala. Ia uitați, vedeți și toate emoțiile sunt făcute foarte drăguțe. Și cred că mai aveam ceva pe aici. Bine, o să le facem noi chestii, să le dăm, nu știu, cu, să le facem bubițe pe față și alte chestii de genul ăsta. Și mai avem ăsta, deodorantul, pe care dacă îl aplicăm, simul nu va mai, nu se va mai murdări foarte repede. Și mai avem încă o chestie. Hai mă, lasă-ne în pace. Mai avem chestia asta cu loțiunea. Vedeți, vă și zice exact pentru ce este. Pentru a nu-ți distruge pielea și chestii. Dar trebuie să ai grijă cu ele când le dai. Și cu siguranță sunt multe alte lucruri pe care trebuie să le descoperim aici. Bineînțeles, dacă vreți, puteți alege voi dacă vreți să fie pretin sau direct din Asus, că puteți să-i dați de acolo să selectați. Dar mie mi se pare foarte șmecher. Deci priviți cum arată, cum merge. Adică, bine, nu l-am descoperit eu în totalitate, să văd acum dacă avem și ceva erori sau chestii de genul acesta, dar oricum este foarte șmecher. Uitați cum arată simul. Este belea și hai să vedem dacă putem să-i facem și ăstea mici. O să-i dăm aici frumos birthday candle, să vedem cum arată și o fetiță, oarecum dacă se va schimba, nu? Pentru că trebuie să verificăm și aici. Ok, good. Și dăm frumos aici blow out the candles. Hai să vedem cum arată fata, că va fi foarte interesant de văzut chestia asta. Adică mie mi se pare foarte mișto și sper să vă placă și vouă. Mamă, de suflă de două ori, cred că îi trebuie mai mult suflu. Ok, și avem aici frumos și dăm. Ok, bineînțeles. Ta-ra-am! Și hai să-i dăm și ceva aici. Ok, hai să zice că va fi romantică de fel așa și că îi plac animăluțele. Bă! Ia uite cum arată, nu cred. Deci am uitat cum se vede. Vai, doamne, deci e șmecher rău de tot. Priviți cât de frumos. Au, dar ce-ai bățit, dragă, te-ai impuțitius? Și ia să vedem dacă putem să-i vedem funcționalitățile. Dacă o ducem la toaletă, spre exemplu, like a champion, mă, că zici că e ulu, pe aici. Stă, mamă, ce m-am speriat. Ferească Dumnezeu. Uite, vedeți, se duce perfect acolo. Și dacă o băgăm în baie, ia să vedem, take a bath. Hai să vedem, au, hai, uite. Și aici, ok, cu puțină chestie așa că intră puțin mânuțele, dar nu ne deranjează lucrul acesta. Hai, ieși afară. Vedeți, apare puțin capul mai jos, dar nu ne deranjează chestia asta. Ia, foarte șmecher. Ok, și aici like video games. Ah, mă, bine, să-ți placă jocurile. Dacă tu zici că vrei să-ți placă jocurile, lăsăm așa. Haide mai repede să vedem dacă o să-i apară vreo chestie, ceva pe aici. Vreau să mai instalez, era un mod. Ia uitați, mamă, ce haină are, nu pot să cred. Ia, vine. Vino să te vedem și ne mai bine de aici. Haide. Ia uite ce drăguț. Mamă, de ce prea șmecher. Ia uite câte telefon. Și uitați-vă la față, adică se vede clar că este foarte bine gândit simul. Și aici putem să-i dăm, ia să dăm fresh few hours. Ok, dar să nu dăm prea mult, ne și spune. Și dăm aici loțiunea. Ia, dă-i cu lotion. Bine, ar trebui să o lăsăm mai mult timp. Și dacă am lăsat-o mai mult timp, atunci am vedea niște chestii. Dar da, dragilor, acesta este modul. Sper să vă placă și să-l luați și voi, pentru că este super șmecher și chiar schimbă jocul. Uitați cât de frumos se vă simt și acum. Se vede că e mult mai jos la statură față de taică-so. Și exact cum v-am zis, o să vă las linkul pentru a-l descărca. Se copiază foarte ușor, exact ca un mod obișnuit, nu trebuie să faceți voi nu știu ce setări. Dar cam atât cu acest episod. Nu uitați să lăsați și voi un like, aștept comentariile voastre. Totodată promo cod pe Neba 3% pentru The Sims 4, dar și alte jocuri. Iar până la un nou episod de Sims 4, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!